altarul. Au primit toți cununa Sfințeniei, dar unii dintre ei, la cererea lor, alții din voia lui Dumnezeu, au primit un dar aparte, o facere de minuni deosebită. Sfântul Mare Mucenic Mina, pătimind ca mucenic pentru Hristos, mărturisind credința în Domnul nostru Iisus Hristos și neînțelegând să jertfească idolilor, a fost supus la multe chinuri și dat la moarte. S-a arătat însă răsplătit de Dumnezeu și după moartea sa mucenicească, pentru că s-a arătat făcător de minuni. Și în chip deosebit, Sfântul Mare Mucenic Mina a primit de la Dumnezeu acest dar de a ajuta pe cei nedreptățiți, pe cei făgubiți în această viață, în diferite împrejurări ale vieții. De aceea, Sfântul Mare Mucenic Mina este cunoscut și iubit de credincioși, pentru că oricine aleargă la el în împrejurări grele ale vieții, fie că a suferit o bagubă, fie că a suferit o nedreptate, Sfântul Mare Mucenic Mina grăbește și ajută tuturor. În istorisirea vieții sale sunt consemnate câteva minuni deosebite, pe care unele înfricoșătoare, prin aceea că un oarecare închinător al său, fiind ucis de gazda sa, pe când găzduia în drumul către Biserica Sfântului, ca să-i se ia de către gazda aceea necinstită banii și averea pe care o avea la el și voia să o ducă Sfântului, l-a ucis acela și l-a tăiat în bucăți, însă Sfântul, arătându-se în ziua următoare, în dimineața următoare, a cerut socoteală unde este cel care a găzduit acolo. Și întrucât acela tăgăduia, Sfântul l-a împicoșat, i-a descoperit fapta pe care o făcuse și acela s-a pocăit de fapta pe care o făcuse și astfel Sfântul a ajutat două suflete, și pe pelerinul care mergea să se închine la biserica sa, căci l-a înviat din morți și l-a ajutat să-și împlinească dorința, dar și pe cel care făcuse o nelegiuire, pentru că l-a întors de la răutatea sa către pocăință și către credința în Dumnezeu. Multe sunt minunile pe care le-a făcut Sfântul, consemnate câteva dintre ele în scris, dar mai multe sunt cele care nu se mai știu, multe sunt cele care se întâmplă până în ziua de astăzi și de care de cele mai multe ori noi nu știm, pentru că, din păcate, mulți nu mărturisesc, nu spun ceea ce au primit de la Sfântul, darul primit de la Sfântul Mare Mucenic Mina sau de la Sfinți în general, nu mărturisesc bunătatea și milostivirea primită de la Dumnezeu în felurite împrejurări grele ale vieții. Ori este o datorie a noastră să fim mulțumitori și recunoscători lui Dumnezeu și Sfinților care ne ajută. Și cea mai frumoasă recunoștință ar fi aceea de a mărturisi tuturor binele pe care l-am primit de la Dumnezeu, binele pe care l-am primit de la Sfinții lui Dumnezeu. Mântuitorul Hristos, într-o împrejurare, când un oarecare care primise o facere de bine de la el, fusese izbăvit de stăpânirea duhurilor necurate, voia să-i urmeze Mântuitorului Hristos și să-i slujească, socotind că astfel poate să-și arate recunoștința și mulțumirea sa pentru binefăcătorul său. Mântuitorul nu-l primește, ci îi spune: mergi la casa ta și spune tuturor cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Iată, este o poruncă de la Mântuitorul Hristos ca noi să mărturisim, să spunem facerea de bine pe care am primit-o de la Dumnezeu și de multe ori prin Sfinții Săi, căci prin Sfinții Săi Dumnezeu lucrează faceri de bine și împarte darul tuturor. Așadar, cinstindu-l și noi după putință astăzi pe Sfântul Mare Mucenic Mina, îl rugăm să fie ocrotitorul nostru, să vegheze asupra noastră, asupra vieții noastre pământești, ca petrecând în pace și în liniște viața noastră pământească, să putem să pregătim și viața cea veșnică, să pregătim pomoara faptelor bune de care avem nevoie pentru veșnicie. Sfântul Mare Mucenic Mina se bucură cel mai mult atunci când vede la noi dorința de a urma învățăturii evanghelice a Mântuitorului Hristos, ca de altfel toți Sfinții. Cea mai frumoasă cinstire pe care o putem aduce Sfinților este
încercarea de a-i imita, dorința, stăruința noastră de a-i imita într-o sfințenie a vieții în urmarea Mântuitorului Iisus Hristos. De aceea și cei credincioși care se luptă pentru mântuire și pentru împlinirea învățăturii și a poruncilor Mântuitorului Hristos primesc mai mult și mai adesea ajutor de la Dumnezeu și chiar în timp minunat se întâmplă minuni în viața lor. Cu cei mai puțin credincioși se întâmplă mai rar aceste minuni doar atunci când sunt pentru întoarcerea lor, pentru că Sfinții grăbesc să ajute celor care se luptă pentru mântuire, fiindcă Sfinții știu cât de grea este lupta, cât de slabă și neputincioasă este firea omenească și că fiecare luptător are nevoie de ajutor. De aceea Sfinții grăbesc să ajute celor care se află în această luptă duhovnicească pentru mântuire, în acest război nevăzut, cum este numit de Sfântul Părinte Nicodima Ghioritul. Așadar, mulțumindu-i Sfântului și rugându-l să primească jertfa noastră, cea după putere, cinstirea pe care i-am adus-o și noi astăzi la ziua sa de prăznuire, să ne ocrotească, să vegheze asupra noastră, să mijlocească de la Dumnezeu, să primim tot ceea ce ne este de folos vieții noastre pământești, dar mai ales mântuirii noastre sufletești. Să ne ajute Dumnezeu ca, urmând și noi Sfinților, Sfinților mucenici, mărturisitori, să rămânem statornici în mărturisirea credinței noastre în Domnul nostru Iisus Hristos și să putem și noi astfel să primim răsplată de la Mântuitorul Hristos, care spune că pentru Cel care va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor și Fiul omului va mărturisi pentru El înaintea îngerilor lui Dumnezeu în ceruri. Amin.